Bună dimineața! Astăzi vreau să vorbesc un pic, câteva cuvinte despre ceea ce se cheamă, haide să-i spunem, chestia aceea interesantă în care te întâlnești cu o domnișoară pe lumea cealaltă care te place și este cu doamna cu asta. Hai să spunem, e cam macabră treaba, dar e în felul următor. Toată lumea începe să te înjure și te înjură și te înjură și te înjură și în stânga. Ba, ești țigan, ba, ești prost crescut, ba ești bădăran, ba ești tâmpit, ba ești mitocan, păpălău și ce mai vrei. La un moment dat, doamna cu de pe lumea cealaltă a decis, bă, vă dau un preaviz, firați voi, ai dreptul să așa. Așa că situația se întâmplă în felul următor, conduc mașina, tic, 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 știi? Ușurel. La un moment dat apar în dreapta și în stânga mea tot felul de puști. Ce mai, tu ești șofer? Păi noi suntem mai tineri ca tine și cunoaștem să conducem și avem reflexe mai bune. Știi? În gândul meu, ce mă, voi aveți reflexe mai bune, dar permis de când ai? Știi? Și încep. Unul în stânga să claxoneze, celălalt în dreapta, ce mă, în vorba scriptului, pe script citești, pe script vorbești. Atunci a apărut chestia aceea, pe slide mergi, pe slide mergi. E, și apare o chestie. În dreapta mea mergeam, ușor, ușor, pun frână că se apropie un giratoriu, un BMW. Vede că nu se oprește, pe slide mergi, pe slide sar peste scoar și intri în indicator rutier. Cu ai prioritate. Văzând că e ceva de genul în felul următor, vine spre ea mașina cealaltă, persoana care era așa în intersecție și abia cedează, accelerează și trage tare de mașină și intră în fundul unui Ford. Buf! Vezi dintr-o dată radiatorul și fum din motor. Înainte de Crăciun și toate cele. Practic, doamna cu coasa, până și voi îl înjurați ea că vă dau un preaviz aici. Și uite așa, trei mașini dintr-un foc. Mai stau ce mai stau, citesc gazeta și ajung la următoarea concluzie că, în afară de accidentul de astăzi, a mai fost un accident astăzi, mă rog, sau ieri, cum vrei să spui, în care o șoferiță de Mercedes Drick a sărit peste scoar. Peste scoar. Așa, pe Bulevardul Republicii. Practic, începe să apară chestia aceea. Până și voi îl înjurați, ați început să primiți o sânda. Un preaviz azi, un infart ușor, după care rămâi perplex. Adică ceva de genul să spună. Până și voi îl înjurați, ia luați voi de aici. Știi? Nu, noi suntem mai tineri ca voi și avem reflexe la condus, dar nu aveți experiență. Și pe slide s-a dus direct în scoar, peste scoar, direct în semnul rutier. S-a speriat și a fugit și a pocnit mașina. Buf! A mers cu
Dricu, Mercedes, a sărit peste scoar, avea coșciug în spate, noroc că era gol. Nimic interesant, nu? Practic fiecare își va primi preavizul în fața morții pentru înjurăturile probabil care mi se trag, țigănelile și toate cele.